Programul de sprijin pentru tomate cultivate în sere sau solarii, cu ajutorul căruia producătorii agricoli din România sunt susținuți, se află în al doilea an de implementare, iar la legumicultori a prins foarte bine. La nivelul anului trecut, în 2017, am avut 11.000 de legumicultori înscriși la nivel național, obținându-se aproximativ cantitatea de 50.160 de tone de tomate. La nivelul anului acesta avem o cifră de 15.000, deci cu aproximativ o creștere de aproximativ 4.000 de cultivatori, în care s-au livrat până acum 65.000 de tone de roșii, urmând ca 4.700 de legumicultori înscriși sunt în ciclu 2, urmând ca să livreze și dânsii în perioada de final de an. Prin implementarea acestui proiect se asigură necesarul de consum intern de tomate proaspete din producția autohtonă, începând cu luna mai și până în decembrie. Mai mult decât atât, sumele primite de legumicultorii buzoieni au fost pe măsura recoltei. Dacă ne raportăm la județul nostru, anul trecut când s-a demarat programul, am avut 336 de legumicultori înscriși, unde au fost livrate pe piața internă 1.428 de tone. Suma plătită a fost de 1.008.000 de euro. Anul acesta se observă că avem aproape dublu beneficiari, deci cei care au accesat acest program legumicultorii, dintre care numai în ciclu 1 avem 489 de legumicultori. Au fost livrate deja 1.900 de tone, iar impactul bugetar a fost de 1.467.000 de euro. Urmând ca restul, diferența de 117 legumicultori, sunt înscriși în ciclu 2, urmând ca la 1 noiembrie să găsim aceste produse, tomata, pe piețele noastre din județul Buzău. Pentru a fi eligibil la acordarea ajutorului de minimis de 3.000 de euro pe an pentru cultura de tomate, beneficiarii trebuie, printre altele, să dețină o suprafață cultivată cu tomate în spații protejate de cel puțin 1.000 de metri pătrați, să obțină o producție de minimum 2 kg de tomate pe metru pătrat, dar și să valorifice o cantitate de tomate de cel puțin 2.000 de kg dovedită cu documente justificative.